Într-un mic sat îndepărtat, într-o casă veche și modestă, locuiau Bianca și mama ei după ce au fost nevoite să părăsească locuința în care trăiseră împreună cu tatăl Biancăi. Cele două fuseseră nevoite să se mute în căsuța bunicilor din partea mamei, din cauza despărțirii de tatăl cu Vici. Casa, cu pereții din paiantă, cu prispa și acoperișul vechi, devenise un refugiu pentru ele, unde speranța și dorința de a construi un viitor mai bun își găseau rădăcinile. Bunicii nu mai trăiau, așa că cele două locuiau singure în acea casă. Bianca era o tânără ambițioasă, premiantă chiar și la liceu. Colegii de la liceu nu o plăceau și bârfeau pe seama ei că este de la țară, dar Bianca nu se lăsa impresionată de aceste răutăți. Pentru ea nu conta de unde venea, ci cine era și ce urma să devină. Visul ei era să urmeze facultatea, dar știa că veniturile modeste ale mamei sale nu le-ar fi permis să acopere costurile. Mama lucra la magazinul din sat și câștiga foarte puțin bani. Abia puteau să trăiască de pe o zi pe alta. După ce a terminat liceul și a luat bacalaureatul, Bianca, știind că nu poate să meargă la facultate din cauza că nu putea să-și plătească taxele, s-a gândit să meargă în străinătate să lucreze la culesul căpșunilor sau la culesul sparanghelului. Mulți dintre vecinii ei lucrau la aceste sere, așa că, într-o seară, când mama sa s-a întors de la serviciu, cele două s-au așezat pe prispa casei și se relaxau sub un cer înstelat. Bianca nu a mai așteptat și i-a spus mamei ce o apăsa. "Mamă, știi că visul meu este să merg la facultate," începu Bianca cu o voce încărcată de emoție. "Îmi plac limbile străine și aș vrea să fac această facultate. Am auzit că se caută muncitori pentru culesul căpșunilor și sparanghelului în străinătate și cred că asta ar putea fi o oportunitate pentru mine. Mulți dintre vecinii noștri merg acolo și stau câteva luni, iar apoi se întorc. Aș putea merge și eu cu ei. Aș merge acolo câteva luni sau chiar un an și să strâng banii necesari pentru taxele de facultate. Nu vreau să renunț la visul meu din cauza situației noastre financiare." Maria își încrucișă mâinile în poală, privind îngrijorată spre fiica ei. Emoția și dorința de a-i oferi un viitor mai bun îi luminau ochii, dar teama și îngrijorarea pentru siguranța Biancăi îi stârneau inima. "Bianca, iubita mea, te înțeleg și îți susțin visul," îi răspunse Maria cu afecțiune. "Dar nu poți să te las să mergi singură într-o țară străină. Știu că ești puternică și hotărâtă, dar lumea de afară poate fi periculoasă. Voi renunța la slujba mea și vom merge împreună. Vom face față împreună și vom reuși să ne atingem scopurile." Bianca se uita la mama sa cu recunoștință și admirație în ochi. În acel moment a simțit că nimic nu le poate sta în cale atâta timp cât sunt împreună. "Mulțumesc, mamă," îi spuse Bianca încercând să-și stăpânească emoțiile. "Mereu mi-ai fost alături și te-ai sacrificat pentru mine. Vom face asta împreună și voi face tot posibilul să ne asigur că visurile noastre devin realitate." Astfel, împreună, au decis să plece în străinătate pentru a munci la serele de căpșuni, sparanghel și salată, în speranța de a strânge suficienți bani pentru taxele de facultate și pentru a moderniza puțin casa. Așa că peste o săptămână și-au făcut un bagaj cu câteva haine și împreună cu alți consăteni s-a urcat în microbuzul care îi ducea în străinătate la cules de căpșuni. Munca la serele din străinătate nu a fost ușoară. Zilele erau lungi și epuizante, iar soarele arzător le ardea pielea și le întipărea oboseala adânc în oase. Se trezeau dimineața la 4, aveau o oră pauză și încheiau munca la 7 seara. Dar Dumnezeu le întărea, iar Bianca și mama ei nu au cedat. Cu fiecare căpșună sau salată culeasă, cu fiecare picătură de sudoare, au știut că sunt mai aproape de visurile lor. Seara, când soarele apunea și cerul se îmbrăca în culori de aur, Bianca și mama ei se odihneau în camera mică și modestă pe care o împărțeau cu alți muncitori. Își împărtășeau gândurile și visele, încurajându-se reciproc să continue lupta pentru un viitor mai bun. După câteva luni de muncă grea și sacrificii, Bianca și mama ei au reușit să strângă suficienți bani pentru taxele de facultate, dar au continuat să meargă atât la cules de căpșuni,
cât și la cules de salată sau sparanghel timp de aproape un an de zile. S-au întors doar pe perioada iernii în țară. În anul următor, Bianca a fost acceptată la universitate, fiind în culmea fericirii pentru că acesta era visul ei. S-a mutat din sat în oraș pe perioada facultății și studia cu multă sete de cunoaștere. În paralel, au început să se ocupe și de casă, să facă și mici modificări pentru a o face mai primitoare și pentru a crea condiții minime. Pe perioada vacanței de la facultate, Bianca împreună cu mama ei au continuat să meargă la cules de fructe. Anii au trecut, iar Bianca și-a urmat visul, devenind o tânără înzestrată și de succes. Acum, ea lucrează într-o companie mare în străinătate, unde este apreciată pentru cunoștințele și determinarea ei. Casa bunicilor, acum modernizată și plină de viață, este mărturia luptei și a sacrificiului lor. Pentru Bianca și mama ei, fiecare zi petrecută la serele din străinătate, fiecare lacrimă de oboseală, au fost investiții într-un viitor mai bun și într-un cămin plin de iubire și speranță. Bianca nu încetează să viseze și își aduce aminte mereu de prispa casei vechi, unde și-a împărtășit pentru prima oară visurile cu mama ei. În fiecare zi își amintește că orice sacrificiu merită atunci când lupți pentru ceva în care crezi cu adevărat. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.